Bine ați revenit la mobilisimo.ro, azi avem un super unboxing, o super premieră, Asus Transformer Pad TF103C. A fost anunțată la Computex în această săptămână și iat-o deja pe masa noastră de teste la mobilisimo.ro. Cu doar două zile în urmă, ea era pe scenă, în Taiwan, prezentată oficial și acum iată tableta la noi, Asus Transformer Pad TF103C. Ea este câteva premiere într-una, este primul terminal Android cu procesor 64-bit pe care îl testez vreodată. Mai este și primul device Asus cu noua interfață Zen UI pe care o testez. Și în primul rând e o premieră pentru că de-abia s-a lansat la Computex. Iată cum arată terminalul. O textură foarte plăcută aici. Se va lansa în magazine prin luna iulie. Se vehiculează un preț în jur de 300 de euro. Și iată cum arată tableta la pachet cu tastatura dock. Hai să și desfacem terminalul. Avem acest strat protector și un sticker peste ecran care ne promite performanțe Intel. Ei bine, da, avem un procesor quad-core Intel la interior. Și hai să vedem cum arată tableta. Iată, Asus Transformer Pad TF103C, Intel Inside și docul tastatură. Cu tastatură de tip chiclet, butoane chiclet, foarte comode. Fiecare generație Transformer Pad a adus butoane și mai comode, tastatură și mai ergonomică. Hai să vedem ce avem în cutie. Obișnuitul încărcător de la Asus. Apoi o serie de manuale și bucleturi pentru tabletă și pentru dock. Destul de multe. Rețineți că produsul se va lansa în luna iulie în magazine, din câte știm, și prețul va fi în jur de 300 de euro. Iată și cablul USB. Cam atât la capitolul accesorii, cam atât se află în cutie. E momentul să aruncăm o privire asupra terminalului, să-i facem și primul setup și să mai vorbim puțin despre acest device. Ok, îl pornim. Rulează Android 4.4 KitKat cu Zen UI aplicat peste. Avem de face aici cu un display de 10.1 inch, un IPS cu iluminare LED, rezoluție 1280x800 de pixeli și un strat protector anti-amprente aplicat peste. Procesorul acestui device este un Intel Atom Z3745, este un quad-core la 1.86 GHz din seria Bay Trail. Este un procesor 64-bit, după cum v-am spus. Ok, a început setup-ul. Deocamdată nu, not now, trecem mai departe, time and date, I agree și intrăm acum în Zen UI peste KitKat. Aceasta este prima tabletă Android cu procesor 64-bit pe care o testez. Iată și zona de aplicații. Trebuie menționat că avem la bord 1 GB de RAM. Avem o carcasă din plastic pe acest terminal, restul un plastic foarte bine construit, foarte rezistent și foarte aderent. Iată și modalitățile de conectare la tastatura dock. Tableta vine în versiune de 8 sau 16 GB de stocare, avem difuzoare stereo, lateral, vedeți? Aici găsim butonul de volum, slotul microSD, portul microUSB, aici jack-ul audio, în spate o cameră de 2 megapixeli, în față o cameră de 0,3 megapixeli, avem parte și de 5 GB de stocare în cloud prin Asus Web Storage și mai trebuie menționat că avem la dispoziție și Wi-Fi și Bluetooth 4.0, avem și suport Miracast pe acest terminal și hai să dăm luminositatea la maxim, să vedem cum arată ecranul cu maximum brightness. Ok, avem, cum am spus, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Miracast, difuzoare stereo, iar slotul microSD poate găzdui carduri de până la 64 de giga. În rest, dock-ul vine și el cu un port. Este vorba despre un port micro, de fapt nu, un port USB 2.0 full, iată-l aici. Cam atât, nimic altceva pe lateral, niciun slot SD sau ceva de genul. Aceste pad-uri cauciucate pentru aderență mai bună pe masă și cam acesta este dock-ul. În schimb, tableta are o baterie de 19 Wh, o unitate de litiu polimer și ni se promit 9,5 ore de funcționare pe acest terminal. Avem și GPS, iar tableta vine în două variante, negru sau alb, măsoară 9,9 mm în grosime. Și este venită direct din Taiwan, direct de la evenimentul de lansare, de la Computex, pe masa noastră de teste. Tableta cântărește 550 de grame și îmi place această interfață plată. Vedeți și voi cum arată noua iconografie în sus. S-au schimbat iconurile, s-au schimbat fonturile și Asus s-a aliniat cu HTC, cu Samsung și cu Apple, care au adoptat și ele o interfață plată.
Îmi place în primul rând cum se mișcă acest Zen UI, nu neapărat cum arată, îmi place și cum arată, dar îmi place foarte mult cum se mișcă, un frame rate foarte bun, totul este snappy, rapid și excelent. O grămadă de widget-uri noi, care să ne jucăm. Și apropo de jocuri, fiind o tabletă 64-bit cu procesor Intel, tare vreau să văd cum se comportă în benchmark-uri, cum se comportă în jocuri și cum stăm și cu aplicațiile pe acest terminal, cu web browsing-ul. Revenim peste câteva zile cu mult mai multe detalii, sunt sigur că sunteți curioși. Intrăm într-o nouă epocă, a început să plouă cu tablete cu procesoare 64-bit de la Intel, deci am face bine să ne pregătim de această invazie cu device-ul de acest gen. Și hai să atașăm tableta din nou la dock. Iată, snapped și cam așa arată în format laptop. Vă reamintesc numele? Asus TransformerPad TF103C, preț vehiculat în jur de 300 de euro, revenim câteva mai multe detalii. Acesta a fost doar unboxing-ul, revenim cu un review foarte rapid pentru acest device, arătos și puternic. La revedere!